Ok, deci salutare lume și bine v-am găsit la al 12-lea episod, cred, din Minecraft pe apa sâmbetei. Yay! Bun. Deci, în episodul trecut ați văzut că a fost fast forward și am săpat pe aici ca să fac mai frumos, ca să îmi pot face o casă aici. Bun, dar pentru casă o să am nevoie de lemn. Apropo, modurile sunt iarăși în serie. Serios, acum, am primit o grămadă de comentarii în care îmi spuneați care sunt modurile, care sunt modurile, adică serios. Cred că am enumerat jumate din lista de moduri pe care doar pe acele le mai am. În episodul în care au fost modurile, adică am, cum îi spune, Timber Mode, Craft Grid, ce mai am, ăsta, Durability Mode. Și inventory Twitch, cred. Dacă am mai omis ceva o să spun după. Oricum o să avem nevoie și de lemn alb, mult lemn alb, pentru că vreau să fac a doua casă pe care vreau să o fac. De fapt a treia, ca prima casă e aia de pe apă. A treia casă pe care vreau să o fac o să fie ceva cu podea aia din lemn alb frumos acolo, știți? Eu și... Da. Episodul trecut a fost cu Fast Forward. De ce? Pentru că programul cu care filmez nu mi-a înregistrat vocea și cam stupid. Adică știu că setasem totul și după când m-am uitat am văzut că nu mi-a înregistrat vocea. Dar și în program era de bifată chestia aia cu să-mi înregistreze microfonul și așa. Mă, am luat ceva lemn, mai au și copaci ăștia trei și atâta. Și văd că sunt pe aici cave-uri pe care o să trebuiască să le explorez. Dar nu acum. Într-un episod. Cui pas. Mie îmi place ploaia. Bun. Și am scos mocricerul pentru că mă enervau. Erau prea multe animale idiote și muștele alea mă enervau cum și era stresant și l-am scos. Mai bine rămân eu cu animalele normale din Minecraft. Nu, dar normal. Era. Și lopata asta e pe terminat deja din câte văd. Pentru că uitați și voi cât dirt am folosit pe aici. Și am scos o grămadă de dirt. Bun. Deci. Hai să văd cum arată. Așa arată cel mai bine. Mai pun și chestiile astea pe eu. Bun. Hai să pun și lemnul. Nu, îl păstrez, de fapt. Bun, deci lemn. Din asta, pe asta o să-l facem tot scări. Bun, acum am încă o jumătate de stack. Hei, ce drăguț. Bun. Și să ne gândim cum o să arate casa. Păi, să zicem că o să vină așa, ceva în genul ăsta, o să fie cam așa de lungă și în lățime trebuie să o... Și știi ce? Hai să opresc ploaia. Bun, se oprise. Stați un pic. Weather. Clear, parcă. Bun. Se oprise filmarea, nu știu de ce, dar s-a oprit. Poate pentru că am băgat Minecraft în bară, că acum îl juc pe full screen. Și poate de asta. Și am văzut că se auzea până acum, doar că se auzea un pic mai aiurea. Și ce nu chiar așa. Hai să zicem cam atâta, cred că e bine. Și o să trebuiască sigur să mai mergem să mai luăm lemn, că deja am terminat o grămadă. Și n-am auzit dacă mi se aude televizor, că eu acum mă uit la televizor, dar în fine, sper să nu se fie auzit că e dat încet și așa. Și cât timp? Așa, bun. Avem aproape 5 minute de filmare. Bă, și nu mai am scări, ești nebun? Bă, băiatule, bă. Da, și ce mod am mai scos din serie? Țineți minte, am scos farm grid-ul pentru că, nu știu, mă enerva că sărea tipa aia sus. Și, nu știu, era enervantă, nu știu de ce mi se părea mie că e enervantă. E enervantă chestia aia. Nu-mi place. Eu mă enervez repede. Ok, hai să punem chestiile astea aici frumos. Să facem... să
facem o casă frumoasă și... Și cam atât. Bun. Lemn alb. Nu cred că trebuie să-l facem pe tot, dar hai. Știți ce? Hai să scoatem și lemnul ăsta de aici. Pentru că poate o să mai avem nevoie de el. Sau nu știu. Da, o să-l scot și o să pun lemn alb pe jos. Că, nu știu, arată mai frumos lemnul alb, așa. Nu știu cum să vă spun. Dar arată mai bine. Mie îmi place mai mult lemnul alb. Dar lemnul de junglă e oribil. Mie nu-mi place deloc lemnul ăla. Arată foarte, foarte urât. Adică... Idiot! Na. O să facem frumos aici podeaua. Să o punem așa. N-am numărat cât de mare este casa. Pentru că vreau să știu... Cât acasui o să am. Adică așa din câte vă pare mare. Sper să și arate bine. Să nu fac mare și să fie urâtă. Urâtea cu draci. Nu vreau lemn de ăsta, lol. Lol, fată, tu ești stupidă. Mă gândeam cum să spun. Vreau să spun supi și stupidă. Ar fi fost ceva în genul stupidă. Stupidă. Ce nu știți, așa se spune, stupidă. Mamă, și mă doare gâtul extraordinar de rău, pentru că am fost la ceva competitiv de Call of Duty, de Counter-Strike. Mă, ești idiot, Minecraft-ule. Mă vezi că pun lemn din ăsta, tu îmi dai de ăla. Ok, deci am fost la ceva competitiv de CSGO și am urlat ca un handicap pe acolo. Și era și noapte când am făcut chestia asta. Da, prima oară eram calm, așa, n-am făcut nimic, și după când m-am dus să joc cu alți tipi, atunci am început să urlu, pentru că ei erau foarte proști. Pentru că cei cu care jucasem înainte erau foarte buni. Foarte jmecheri. Erau jmecheri. Da. Hai să... Bă, tu ești nesimțită, te caci în fața mea. Fă-ți arma aia mea ta, naibii. Și asta. Te-am luat cu ouă în cap. Te-am dat cu ouăle în cap. Ce-mi place să fac chestia asta, să apăs R. Deci, asta e vocația mea de acum. Apasă R, tata, apasă R, o să-ți meargă bine în viață. Când apeși R și viața e bună. Păi ești prost. Deci cred că o să iasă o găină de acolo și mai faci și aia unul acum. Bă, dar voi stați în grup, ce faceți aici? S-au pus pe mulți găinile astea, bă, băiatule, bă. O fi perioada lor, de unde să știu. Nu mă pricep la găini. Lăsați-mă în pace. Așa. Stăm aici cât mai mult lemn alb, pentru că trebuie să ne facem acolo o podea frumoasă și o să trebuiască să tăiem și lemn din ăsta, pentru că nici ăsta nu e de ajuns. Dar îmi place că am timbărul, știi, doar mă plimb pe aici, piu, piu, piu. Uite, piu. Și după o să mă întorc să adun tot lemnul pe care l-am lăsat în urmă. Piu, 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 piu. Ioi, doamne. Zici că-s demolator ceva pe aici, uite. Uite-te și tu ce fac. Demolesc pădure. Băi, ești nebun, chiar că am chilit pe aici ceva. Hai, bim, bim, puf, puf, am chilit și pe aici. Hai să... Ce zici, vrei să-ți iau un pic din vârfuri? Ok, gata. Ce spui, vrei să-ți iau tot? Ți-o las. Ție, dracu. Crede că-ți mai și las acum. Interesant că... ce ciudat arată chestia aia. Acolo e casa mea. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii. Bun. Un măr, ești serios? Și când aveam nevoie cu adevărat de un lemn, de un măr, atunci când vreau să îmblânzesc calul ăla, n-a fost un măr aici. Asta era un semn că n-am voie să țin mocritelul, nu e frumos. Hai să vedem dacă mai e, uite, lemn aici. Așa, m-a scăpinat un pic la gât. Pentru că m-am mâncat gâtul și... Bă, ești nebun, ce de mere acum. Mă, exact, sperrează. Altmar. Retarded. Deci fac urât deja. Ia stați un pic. Ops. Sper că n-am văzut nimeni, nu? O să cenzurez, nu-i problemă. Ce să cenzurez? A, nimic, nici n-ați văzut, nici nimic. Ai căcat. Unde-i panda? A, un gol. Eu mă duceam încolo, nu avem treabă. Bă, deci sunt o grămadă de peșteri pe aici și trebuie să le explorez într-un episod. Trebuie să-mi dedic un episod exploratului. Și din păcate nu să terminăm casa în episodul ăsta, pentru că am fost să tăiem o grămadă de lemne, pentru că
Avem nevoie la casă să o facem frumos. Biserica, ți-am băgat-o în cur. Așa. O să ne trebuiască o grămadă de lemn la casa aia, acum am dat seama. Am făcut-o foarte mare. Băi! Luați-vă ouăle. A fătat. Și cred că a făcut iar un nou cu s-auzi. Așa, ceva în genul ăsta s-auzi. Băi, acum că mă uit chiar că e mare casa asta. Nu prea trebuia să o fac eu așa mare, dar... Hai să zicem că merge. Bun. Ce trebuie să facem acum? Lemn din ăsta. Nu aici. Deci, 1, 2, 3. Ajunge. Și mergem și aici. 1, 2, 3. Ajunge și aici și am căzut. 1, 2, 3. Ok, deci de la 3 blocuri nu iau damage. De la 4 cred că iau. 1, 2, 3. Nu, stai. Da, de la 4 blocuri iau damage deja. Trebuie să facem o intrare. Intrarea să fie pe aici. Bun. Sau pe aici. Bă, nu știu cum e și așa parcă te-ai prea... Nu, no, aici o să fie intrarea, mai bine. Piu, 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 piu. Hai să punem lemn aici și după... Uităm după o intrare. Ok. Bun. Nu o să le număr, o să iau așa după ochi. Hai să zicem că pe aici o să fie intrare. De fapt, nici nu prea vreau să fie așa simetrică, dar se pare că este, din păcate. Ne trebuie să un crafting table și pe aici, prin casă. Ia, yeah, bun. Uite, nu aici. Uite aici, îl pun. Uuuu, sterge-te pe picioare, ne simți tu, dracu. Scârbă două. Scârbă astea, bă, băiatule, bă. Bun, hai să facem uși. Pentru că trebuie să ne protejăm și noi. Înțelegi tu? Așa și acum, piu piu, piu piu. Așa, să punem ușile. Perfect! Acum, să punem lemn pe lângă uși. Nu, nu, aici vreau să fac altfel, ia stai. You look at that. Sunt un porc, știu. Mersi de compliment. Știi ce? Trebuie să fac mai înaltă, nu? Mai înalt, mai înalt, că nu merge așa. O fi bine așa? Cred că e bine. Da, ușile m-au speriat și am făcut așa din greșeală. Uși. Nu mai fac așa! Ușa asta mă sperie. Ciudat rău. De fapt, nu e bine pus crafting table aici. Pus, trebuie pus aici. Și ce? Aici nu o să fie niciun geam. O să acopăr tot. Uși. Uite aici lemn. Bun. Mi se pare că eu din asta pus așa, da. E, am scos, nu-i problemă. Hai să mai facem o dată curățenie pe aici. Bun. Și mai trebuie încă un rând de lemne. Băi, ce săritură am făcut. Băi, în șpiț am aterizat. Și am o idee aici ce aș putea să fac, dar nu. Stai. Uite, cam pe aici. Nu, nu, că nu-i bine. Uite. Aici. Bun, aici. Hai să facem și aici. Să ne urcăm sus, să punem și aici un lemn. Bun, aici vreau să fac o ușă. Așa, bun. Bun. De... Să meargă până aici. Bă, plecați de aici, bă, nesimțiților. Așa, bă, așa sunt una, fraiere. Pleacă-mă cu măta acasă. Oricum o să trebuiască să facem și niște mob spawnere, pentru că am lăsat un mod în care poți să-ți faci mob spawnere și chestia ta e tare. Nu trebuiască că ne facem în centru frumoase. Da, pentru că după ce se termină itemele astea o să trebuiască să-mi fac altele și acelea nu o să le mai spawnez, cum am făcut cu astea la începutul serii. O să fie din alea, cum se spune, legale. Ce vreau să sună? O să fie legale chestiile astea.
Băi, și momentan casa arată ca dracu. Mă, creeperile pleacă, vreau să-l bag pe fraierul ăsta. O, tu-ți bisezi să-l stau. Eu și-am avut un drop frame acolo. Uaa! Vreau să-l bag pe fraierul ăsta, lăsați-mă în pace. Bă, de ce te dai poartez? Că nu m-am uitat în ochii tăi, tu ne-ai simțit-o, dracu. Bă, te-și prost. Stai prost, mă. Mă, fraiere, că așa-ți dau una. Nu, și acum nu mi-ai dat nici enderpăr. Mamă, dacă nu-ți dau un pun în gură, să te ia somn. Hai să batem creeperul ăsta, că stă urât pe aici, pe lângă casă. Mori. Bun, stai că am văzut ceva care nu-mi place, uite aici. Acum e mai bine. Și arată ciudat, așa. Pleacă mă de aici, mă, nesimțitul drag. Bă, plecați că mă enervați. Băi, deci am luat carne acum de zombie. Hai de capul meu. Hai de capul de zilele mele. Am luat carne. Deci nu se poate așa. Și mă stresează ăștia că tot vin pe aici și... Îmi fac mie scandal. Plecați mă acasă, nu vedeți că sunteți beți. Ce drag cu faceți voi aici, pararabă. Vrei să faceți bine pararaba acasă? Eu vreau să durp sudobul care bucez eu și vrei să faceți bine pararaba. Bă, lol, ce am vrut să fac aici? O să fac scări. Ea, pf, scărță. Piu, 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 piu. A, nu chiar așa. Cam. Atât. Pic, 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 pic. Bun, scări. La ce o să-mi trebuiască scări? Poate vă întrebați voi acum, că ce ai făcut mă atâtea scări, că nu se trebuiască, că dalea, dalea. Apoi. Serios? Adică, serios! Iar a început ploaia. Deja fac urât. Minecraft-ul e împotriva mea astăzi. Deci, am început ziua foarte bine. Mi-a venit o idee, după ce am făcut chestiile alea de la ușă, uitați ce mișto arată, parcă ar fi așa, ca un fel de... Dulap, nu dulap, bă da, un sertar ceva, sertare, nu știu, seamănă cu ceva. Și de pe afară nu arată chiar așa urât. Păi ce de experiență. Și am făcut level 41. Ce-mi place modul ăsta cu experiență, că eu fac așa level imediat. O să ne trebuiască să ai experiență, că trebuie să ne înceantăm o grămadă de chestii, pentru că o să vreau să batem dragonul imediat. Stai că îi dau cu șpițul ăsta, ori. Fraiere. Deci vreau să termin casa în episodul ăsta. Vreau să termin casa. Asta vă spun. Eu nu mă las până nu termin casa. Ok. Am făcut așa. De fapt nu o să o terminăm pentru că o să avem nevoie de multe chestii. Măcar așa s-o las. Măcar așa. Și stai mai am nevoie de scări aici. Că și aici vreau să fac la fel. Deci cam atâta. Bun, cam atâta pentru episodul de astăzi, nu uitați like, comment, subscribe, dacă dați like și comment și subscribe, o să pun episodul viitor, mâine. Și e bine, nu? Mâine, mâine. Da. Ok, hai să mai facem niște chesturi. Au, un chest. Hai să mai facem chesturi, am zis. Pentru că vreau să închei acum episodul. Ok, deci, stai, zină, piu, 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 una, două, una, două, bun. Hai să mai fac câteva acum. Nu o să mi-ajungă, da, hai. Bun. Hai, chestule, mai repede că vreau să închidez, dacă vreau să mă duc. Nu știu unde, dar vreau să mă duc. Vreau să mă duc pe Marte. Să fac, nu știu. Știi ce? Cred că mi-ajung astea. Cred că mi-ajung. Da, mi-ajung. La fix, ok. Deci cam asta a fost pentru episodul ăsta în lume. Nu uitați like, comment, subscribe. Până data viitoare, eu am fost Degar. Dacă dați like, pun episodul mâine. Ciao.